în ultimul hal, fata ta. Nu mă, băiatule, de aici, tu te faci de râs. Păi, tu te apropii bărbați de care nici te interesează. Tu te faci de râs, ești un mincinos, Madalina, am altă impresie despre tine, sincer. A. Din cauza lor, Doru și Alexandra, ne fac toți din casă falși. Cum să țină domnișoara Alexandra, că au două zile băi, de cunoaștere? Băi, tu n-ai suflet, hai să nu fim ipocriți. Toată lumea, tu în momentul în care ieși din casă, Adelina e pa pentru tine. Nu ți-ar fi rușine? De unde până unde ar inventa fata lucrul ăsta dacă nu l-ai fi făcut? Cine să vorbească cu tine, că ești cel mai urât bărbat din viața lor, că ești scârbos. Dar tu ești cea mai mare mincinoasă. Vezi că n-am niciun scop să te minți, am zis. Să vezi ce bine o să-ți meargă ție cu mine pentru minciunile tale. Îi dau cuvântul lui Radu să spună că este fake, că de fapt Daniela îl place pe el. Logică de partea lui Madalina. Ce ziceai de Simona? Că ea vine alături noi și că vorbea. Ia, ia. Bună dimineața! Bună dimineața! Și la mulți ani, România! La mulți ani! La mulți ani, România! La mulți ani! Toate cele bune! Toate cele bune să se adune. Ce îți doresc eu ție, dragă România. Lăsați-l pe ăsta cu televizorul, eu mă duc la vede. Uite mă, dar fii mă cu bun simț, mă. Faceți voi ceva frumos aici. Eu vreau, eu vreau să-mi văd iubita, nu să-mi stau pe televizor. Hai să-l răutăți eu deoparte, e ziua României. Iubita ta, iubește țara, că țara ta ți-a adus-o pe iubita ta. Am zis la mulți ani. Păi da, dar hai să mai aici cu toți. Lasă-mă. Ce faceți cu toți o familie, măcar să uităm răutățile, măcar în zilele astea frumoase. Pa. Stic și eu dacă vreți. Pa. Da. Mă duc la iubita mea, nu stau pe televizor. Dragă Românie, să facem o masă mare cu Palincă și Starmale. Ați făcut și voi acolo mândruță cu ceva? Azi am făcut mămăligă. Aveți și noi acolo ceva să... Mamă. Da, ești bine primiți. Focul am da. Așteptăm. Bine ați venit, rămat. Așteptăm. Că n-am apucat să zic rămat. Ne-am făcut sarmalele alea. Noi le-am făcut. Cine care voia? Vreau să știu cum le-am pătut. Eu am gătit, Mădălin. Eu am făcut mămăligă, Mădălin. Eu am fost în vie să culeg varză. Doamne, ce mândruți avem. Am gătit. Dar cum să ne mândrim noi cu așa femei, mă? Păi n-au mă străinii femei ca la noi mă. N-au mă sarmale cum fac ale noastre mă. N-au mă cozonași cum fac ale noastre mă. Așa am făcut mămăligă. Fii patriot bă, uite. Eu îmi iubesc țara mă. Bă, eu îmi iubesc țara, nu din ea. Da, dar pentru țara noastră ar trebui măcar astăzi să fii mai bun mă, tată. Să ne invităm cei care avem conflicte. Să ne invităm și să arătăm decât dragă. Păi eu vorbesc frumos cu toată lumea. Încerc cât de cât să ne... Mie eu vreau doar să-mi văd iubita și atâta, tot să stau cu toți. Să fim ca o familie, ca așa e o familie. Îmi pare rău, eu nu pot sta cu în casă, eu vreau să-mi văd iubita, n-am venit aici să stau pe televizor. Să mă laud acum în fața tuturor. Tu te la cameră și dacă îți dă o voie cameră, dau chiar să-și fai iubita. Mă duc în televizor când văd pe alții să te laude, nu te mai lauda singur. Păi dar nu mă laud, băi oameni, cu ce am zis, nu m-am laudat. Am spus doar că eu consider că reprezint o sămânță de română. Da, mă, da, ești, ești. Doar să mă bălecărești și să-mi jur. Și cred că... Cursul, felicitări, da, gata, da, da, trebuie să fim mai nu, 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 da. Hai să fim măcar astăzi. A încercat el, a încercat el acum. Gata, bă, românule, gata. Hai să avem un vibe bun. A încercat el astăzi să o dea pe aia cu insigna, cu nebuneli, mă lăsați cu vrăjelile. Eu cred că... Mădălin, dumneavoastră să-mi dai mie insigna aia. Nu, 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 nu meriți insigna azi. Oamenii cu coloană vertebrală merită insigna. Tocmai, că i-am cu lumea. De importanță. Gata, duceți-vă. Nu, voi n-ați de ce căuta. Laudă-te singur. Hai să faceți și noi lucruri frumoase. Dă mai să aveți și noi. Bă, ăsta n-aude, Mădălin, scuză-mă că te întreb, nu ai terminat discursul? Păi nu, că prima dată trebuie să se laude el, să vadă oamenii cine e el, dar de fapt el e pe lângă ce spune. Mai frumos ar fi să nu te mai lauzi, să nu te mai... Dar nu m-am laudat, măi, eu încerc să scot cei mai buni din noi. Păi, Georgiana, Georgiana, tu nu știi vorba, câinele care latră mult nu mușcă. Exact, exact.
Așa e. Ai dreptate, Dudu. Haideți măcar astăzi să scoate așa că de căței de ăștia sunt destul. Să arătăm astăzi măcar că și lucrurile bune în casa asta. Doamne, sunt. Că mor cu tine, nu te mai preface. Să ne înțelegem măcar astăzi, băi, oameni buni. Fii și tu real odată în viața ta, încercăm și noi. România la munteanul aia. Azi nu vreau să ne certăm că... Să bucurăm și omul de acasă când ne vede, să aibă băla să se uite. Nu doar la bălăcărei, la scandalul, cum vorbim noi. E o zi importantă. E o zi importantă, deci nu vă certați. Mai mult. Păi să fie veselie, să fie frumos. De ce să-i las pe ei? Eu nu pot să mănânc. Păi da, dar trebuia să nu mâncăm înainte. Dăm și pe ei acum. Ușile casei sunt deschise. Avem cozonac. Wow, și am crezut că noi nu avem cozonac. Au și eu o problemă. Nu că ne mâncăm, e o problemă. Mamă, ce e aici? Toalele bune. Ce am gătit? Mamă, să ne place că am apelele astea. Ce? Păr. N-am aruncat pe ele. Ia uite, vin băieții noi. Mamă, eu n-am răutăți de astea ca voi. Dacă voi ata puteți. Wow. Să sperăm că ați venit. Mamă, ce intrare. Tu, Daniela, de ce ești acolo? Mi-e doar de casă. Vlad! Vlad!
Mădălin, nu lasă pe Daniela în pace. Nu cred că îl interesează. Mădălin, nu lasă pe Daniela în pace. Încetează, Roxana. Nu ți-am făcut ceva? Nu. Cu cine nu lasă pace? Vezi că mi-e să ne evităm. De ce să ne evităm? Tu ai spus la începutul episodului. Da, cei care avem conflicte, da, care nu se pot rezolva. Deci noi n-avem, da? Nu, din punctul meu de vedere, nu mă încerc cu voi așa. Bine, așa rău. Dau sfaturi și încerc să vă aduc pe unele dintre voi, de exemplu pe tine, pe drumul cel bun doar, atât. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Crezi că l-am luat pe la rău? Da. Rău? Ce-i mă, Daniela? Hai măcar asta, sunt pe ce-și mă, ce? Ce-i supărată, dezamăgită, ce? Nu sunt supărată, sunt așa, nu știu. E dor de casă. Da. De familie, draga de ea. Gogosica mea. Ce? Și mie mi-e dor. Se mai întâmplă. Ia, desfundule-ți mai așa. Dacă nu-mi făceai tu prostii. Ce înseamnă rebelion la oache? Ce? Rebelion la oache. A, nu, bă, să zică rebasă, da, eu știu ce zice ea acolo. Să-ți traducă. Doamne, Daniela, tot ți-ai făcut-o cu mânuța ta. Doar este dor de casă, înțelege. Nu e nimic legat de emisiune, deci nu mai vorbi că... Da, dacă ai vei și tu pe cineva aici care să-ți aducă sau să te simți lângă el ca o familie, nu crezi dar că... Dar nu ai cum să te simți pe cine? Casă? Pe cine? Zic, în general, nu mă refer neapărat la... Păi, nu ai pe cine aici, doar ne certăm, ne jurăm. Ai mâncat vlăduț? Nu. Mâncat, dar... Da. Bine, măcar că ai adoptat un copil? Nu am adoptat pe nimeni. Nu am adoptat pe nimeni. Vlad e un băiat foarte bun. Și vă stă bine împreună? Cum să-i simți în nu el ca acasă? Împreună. Nu suntem împreună. Dar n-ai vrea să fiți împreună? Mădălin. Mădălin. E 1 decembrie. Da. Ai început? Dacă n-am făcut nimic, uite, vezi cum e la mine ți-o cauți cu mine, Iurea. Ascultă-mă, vorbesc foarte frumos cu tine, da. Nu mă las să vorbesc. Ai început acolo, ai spus de 1500. Te rog frumos, du-te și joacă-te băi, și distrează-te. Băi, glumițe, băi, de glume, mă, băi, băi, sunteți prea posomorâți, băi, sunteți niște oameni prea posomorâți. Suntem foarte posomorâți. Fii să mai vizi măcar, mă. O să încerc. Chiar da, astăzi nu e cazul. Astăzi, o excepție. Nu-ți mai altfel. O excepție. Tu nu ai ce să vorbești cu mine. Tu spui lucruri despre mine, Iurea. Și nu am ce să vorbesc cu tine. Tu ai venit ieri și ai spus că eu sunt altfel în afara emisiunii. Da, sunt altfel pentru că eu nu vorbesc în afara emisiunii. Este adevărat. Pentru că eu am venit să vorbesc cu fete. În afara emisiunii. Ba nu. Ba da. Eu am venit ca să vorbesc cu fete. Normal că nu vorbesc cu voi, băieții. Nu am cu ce. Nu am cu cine să stau și să mă aliez sau să fiu măcar prieten. Nu, 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 nu. Eu? Da. De ce? Îi dai dreptate lui. De ce? Că a zis să fiu mai bună astăzi. Da, e fals când spune asta. Nu spune că să-l spune cu fapt. Eu l-am luat la mișto când el a spus asta. Te enervează de nu mai pot. Da, și eu l-am luat la chestia asta. Nu-mi place deloc. Nu-l înghit. Bine, lasă-l în pace. Ce vrei? A spus ceva ok până la urmă. Da, dar că o fi spus-o din suflet. Dacă era altceva și-o spus din suflet, da. Dar asta ai fost nervos pe el. Da. Și că ai dansat cu el? M-a luat în fața ta la dans. Și tu ai trimis mesaje cu Naba. La mulți ani românilor și România. Dar chiar dacă nu sunt româncă, simt și trăiesc românește. Da, vă urăm la mulți ani tuturor românilor, românilor de pretutindeni, vă pupăm, vă salutăm și din nou... Vă îmbrățișăm cu drag îmbrățișăm și vă rugăm să ne urmăriți cât mai mult și cât mai des. Exact. Fiți mai buni. La mulți ani, fiți mai buni. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.